Este destul de ciudat că nu știi nimic despre lucrurile secrete ale unor organizații guvernamentale solide care încearcă să țină ochii lumii la distanță. Faptul că intrarea într-o piscină este de fapt un bunker antigravitațional subteran sau parcarea la un supermarket este de fapt un depozit pentru o întreagă flotă de nave spațiale intergalactice sună destul de SF, dar poate unele dintre ele sunt adevărate. Revenind la realitate, pe suprafața întregii planete există foarte multe locuri asemănătoare legendarei zone 51 și multe dintre ele nu mai sunt un secret. În multe cazuri, aceste baze de testare secrete nu sunt într-un colț îndepărtat al lumii, ci chiar sub nasul nostru. Deci, există locuri asemănătoare zonei 51? Răspunsul este că da, și chiar se știe locația mai multor locuri secrete decât ai putea să crezi. Deci există o mulțime de locuri misterioase pe planeta noastră, și chiar mai misterioase decât zona 51. Haideți să aruncăm o privire la cea mai apropiată zonă, zona 52. Deși nu este o denumire oficială, acolo se efectuează o gamă de teste. Locația Tonopah se află la aproximativ 115 km la nord-vest de lacul Grom și zona 51. Zona 52 a devenit o poreclă, însă guvernul american nu a admis existența zonei 51 până în anul 2013. Așa că denumirea de zonă 52 ar putea fi în curând oficială. Tonopah este un loc incredibil de interesant, deoarece operațiunile desfășurate acolo au devenit baza unor revendicări uriașe, iar proprietarul acestei zone este Departamentul de Energie al Statelor Unite. Există oameni care cred că Tonopah este zona de unde decolează avioane care se bazează pe tehnologie străină, după ce au fost proiectate și testate în zona 51. Este o afirmație destul de îndrăzneață, deși aceasta este susținută de faptul că aceeași aeronavă din serviciul zonei 51, Janet Boeing 737, zboară zilnic în Tonopah. William Pavelec, un specialist în operațiunile aeriene ale Statelor Unite, decedat în 2007, a susținut că Tonopah a fost una dintre cele mai secrete baze militare ale forțelor aeriene din Statele Unite. El a spus că ascunzătoarea este una la vedere, în comparație cu natura zonei 51, și că omologul său, zona 52, găzduiește secrete mult mai impresionante. Ei bine, am vorbit despre zona 51 și zona 52, dar ce știm despre zona 6? Deși zona testelor nucleare din Nevada include zone care se întind între 1 și 30 de mile, zona numită zona 6 este o pistă de asfalt care se întinde pe o distanță de aproximativ 1 milă pe platoul Yucca. Zona 6 este o pistă de zbor fără pilot. Aceasta este deținută tot de Departamentul de Energie al Statelor Unite. Vorbind despre intervenția umană, trebuie amintită și baza Dulce. Acest orășel a fost subiectul unei teorii a conspirației ce afirmă că există o bază militară de exploatare umană sau străină sub Archeluta Mesa, ce se află la granița dintre Colorado și New Mexico, în apropierea micului oraș. Începând cu anii 1980, cercetătorii OZN-urilor erau convinși de existența acestor baze, încât mulți au susținut că au asistat la Forța Delta a Statelor Unite în lupta activă împotriva unei divizii a forțelor speciale străine. Majoritatea acestor zone secrete sunt relicve militare rămase din războiul rece, ceea ce este interesant, deoarece SUA are zona 51, zona 52, baza Dulce și toate celelalte zone inexplicabile. Rusia are propria sa versiune de zona 51. Așa cum adesea se întâmplă, în Rusia lucrurile stau diferit. Ai auzit de Kasputin Yar? Ei bine, aceasta este o unitate militară rusă în regiunea Astrakhan și se află între Volgograd și Astrakhan. Aceasta a fost înființată de Uniunea Sovietică în 1946. Deși funcționează ca unitate de testare a rachetelor, este o sursă pentru aproape orice conspirație OZN în Rusia. Pentru toate țelurile și obiectivele rusești, Kasputin Yar reprezintă un fel de zona 51 a Rusiei. Dar ar putea să existe aspecte ciudate și ascunse ale infrastructurii rusești, cum ar fi orașele închise.
așa zisele orașe închise există într-un număr destul de mare în țări întregi din lume, dar cele mai multe sunt în Rusia. În Rusia modernă, aceste orașe închise sunt oficial cunoscute sub numele de formațiuni administrative închise. Toate se află în porțiunile mai îndepărtate ale Rusiei, acestea fiind izolate cu sârmă ghimpată și paznici înarmați. În timp ce se înregistrează aproximativ 42 de astfel de orașe, în care unii oameni își trăiesc viețile separate de restul țării, există nenumărate altele despre care se zvonește că există în nordul îndepărtat al Rusiei, în Siberia. De fapt, pe toată planeta, în toate țările, există un număr mare de locații al căror scop este ca să păstreze ochii curioșilor departe de ușile lor. În Marea Britanie există de asemenea câteva: Porton Down, The Sutwick Tunnel, RRH Portrait. În Australia există Pine Gap și insula Swain. În Africa de Sud există ferma Kalahari. Canada are Dialer Hill. În India există pasul Kongwa. Brazilia are Varginha. În Coreea de Nord există camera 39. În China nimeni nu știe ce este proiectul WEM sau unde exact este construit acesta. Iar la noi în țară se vorbește de tuneluri secrete și despre anumite zone subterane, despre care nu se știe cine sau de ce le-a construit. Există persoane care cred că aceste zone au potențial paranormal. Deci, în concluzie, există și alte zone secrete sau poate mai secrete decât zona 51. Voi ce părere aveți despre aceste zone? Aștept răspunsul vostru în comentarii. Vă mulțumesc că ați rămas până la final. Nu uita să te abonezi și să aprinzi clopoțelul, iar dacă îți place ceea ce fac, nu uita să apreciezi și să share-uiești videoclipurile pe care le postez. Numai bine îți urez, pe data viitoare!